Alexia spunea seara că a încheiat orice cu Alex, îi mărturisea acest lucru Daianei. Erau cele două fete în dormitor, se uitau la cadourile primite de Diana și Alexia, la un moment dat, îi spunea Dianei că ea și Alex au încheiat orice. Diana o întreba de ce și Alexia a spus că nu mai este. A întrebat-o Diana dacă este ok, cum se simte. Alexia a spus că este ok. Apoi Diana îi spunea că nu îi place să audă ce spune Alexia, dar important este ca ei doi, Alex și Alexia, să fie bine cu deciziile luate. Apoi Diana Alexia spunea că momentan nu-și dă seama cum se simte. Și Diana i-a răspuns că momentan nu poate nici Alexia, nici Alex nu-și dau seama ce simt, că este cumva și o presiune creată și că poate dacă și au câteva zile o să se lemurească mai bine lucrurile între ei și vor discuta altfel după câteva zile. Alexia îi spunea că nu vrea să facă prea mult tam-tam din asta pentru că se creează apoi alte discuții și chiar nu mai vrea.